că Entonox este un analgezic inhalator format din 50% protoxid de azot și 50% oxigen. Conținutul echilibrat de protoxid de azot și de oxigen asigură atât o bună oxigenare în timpul nașterii naturale, dar și o analgezie pronunțată. Cel mai bine este să ne pregătim pentru naștere naturală, să știm că există acolo Entonox-ul și putem să-l folosim. Ce m-a ajutat pe mine a fost Entonox-ul pentru care am optat. M-a ajutat ca în acele 30 de secunde să nu stau să mă gândesc, aoleu, vine iar, ce fac? M-a ajutat să mă relaxez și să mă pot, să-mi trag energie astfel încât să pot să înfrunt, să zicem, următoarea contracție. Beneficiile utilizării analgeziei inhalatorii vin din dovezi medicale. Cum spuneam, mobilizarea nu este necesară pe timpul administrării analgeziei inhalatorii, monitorizarea continuă, nu necesită un abort și o substituție intravenoasă și de asemenea se poate administra și la pacientele cu analgezie care au contraindicate analgezia peridurală. Din punct de vedere administrativ, o gravidă nu trebuie să facă absolut nimic. Este important ca maternitatea unde a ales să nască cu medicul respectiv beneficiază de această metodă de analgezie. Toate maternitățile în care beneficiază din România care beneficiază de această metodă de analgezie nu solicită gravidei operațiuni logistice, să zic așa, suplimentare. În principiu, dacă optează împreună cu medicul pentru această metodă de analgezie la naștere și metoda de analgezie este prezentă în maternitatea respectivă, nu trebuie să facă absolut nimic decât să se consulte cu medicul respectiv care urmărește sarcina. O recomandați pacientelor care vor să nască natural? Da, pentru că răspunde analgeziei durerii din travaliu, inclusiv în maternități unde nu există medic anestezist de gardă, că el este cel care pune, aplică cateterul pentru anestezia epidurală. Cel mai mult pentru mine a fost relaxarea aceea de 30 de secunde între contracții, iar Entonox-ul, asta m-a ajutat, în acele 30 de secunde să pot beneficia de relaxarea necesară.